Numai cu Europa putem să fim o țară civilizată, nici atât suntem o țară mică. Și o să menționăm încă o dată, acești băsărăbieni români, care sunt o clasă muncitoare, cu intelectuali buni, și nu aș zici că buni, dar foarte buni, și doresc ca Parlamentul, ăsta care este, a dat greșuri foarte, foarte multe, dar în sfârșit, noi ce da niciodată să mă duc cu opoziția comunistă. Opoziția comunistă este aia care mi-a ridicat strămoșii, mi-a ridicat bunii, Siberia de gheață, am făcut serviciu militar în Siberia de gheață, în Tomsk 7, unde erau 15 obiecte cu strategie militară. Păzăm și nu știm ce păzăm noi, pentru cine noi păzăm. Am fost securist bolșevic în 68 la 19 august, am fost dus în Cehoslovacia, am participat în Cehoslovacia, am văzut zile negri care nu doresc să le vadă nici cu și al de șerpi, dar totuși sunt un luptător român adevărat și vreau ca să copiii și nepoții să trăiască, să aibă un trai decent, pentru că numai Europa poate să ne ducă la un parcurs bun european. Cum se face totuși că în aceste condiții totuși există oameni care vor în Est? Deci acești oameni care vor să ne ducă în Est sunt extremiști, în frunte cu domnul Dodon, în frunte cu domnul Voronin, ia ca și nisie. Noi numai parcursul european luăm parcurge și doresc la tot poporul băsărăbean român să fie alături de România. Unirea va fi, chiar care nu vor, 99% nu vor, unirea va fi. Și noi suntem români adevărați și trebuie să trăim pe acest plai moldav băsărăbean. Pentru dumneavoastră personal, ce o să fie, cum o să vă îmbunătățească viața Uniunii Europeană? Pentru a îmbunătăți viața Europa, ca să ne îmbunătățească viața nouă, noi trebuie să devenim noi personalități care să executăm toate legile europene.